Tribunalul București a decis ca Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, adolescentul drogat care a provocat tragedia din stațiunea Constanțeană 2 Mai, să scape de măsura controlului judiciar. Măsura nu este însă definitivă. Mama lui Vlad Pascu a fost cercetată inițial în stare de arest preventiv, după care a fost plasată în arest la domiciliu și ulterior a fost lăsată liberă sub control judiciar. Potrivit procurorilor D.I.C.O.T., Miruna Pascu l-ar fi încurajat pe fiul ei să nu facă declarații sau să facă declarații mincinoase în dosarul referitor la infracțiunea de deținere și consum de droguri de risc pentru consum propriu. De numele ei au mai fost însă legate și acuzații de tentativă de intimidare a unor martori din dosarul în care este implicat fiul său.